De 1 iunie, cu câteva zile înainte de vacanța mare, elevii de vârste mici au primit vizita polițiștilor rutieri care le-au adus aminte copiilor cât de importantă este respectarea regulilor de circulație. Pe lângă sfaturi, copiii au primit și felicitări din partea agenților de poliție pentru faptul că nu au fost implicați în niciun eveniment rutier, putând deveni astfel exemple pentru părinți și bunici. Credeți că respectarea elementarelor norme rutiere e adevărat sau fals? Adevărat! Încă un 10 și de la mine. Sau foarte bine, calificativ. Dar e adevărat. De aceea mă aflu în mijlocul dumneavoastră și în fiecare zi, chiar dacă dumneavoastră nu se sesizați acest aspect, poate ați observat că atât la intrarea în program, cât și la ieșirea de la cursuri, suntem în zona unităților de învățământ, cu preponderență zona centrală, pentru că aici învață foarte mulți colegi de dumneavoastră. Despre dumneavoastră, numai cuvinte de laudă. Nu ați fost implicați în evenimente rutiere, ați fost, cum să vă spun, un exemplu poate și pentru cei mari de multe ori, și trebuie să-mi dați dreptate, trebuie să mă cer cu părinții dumneavoastră care opresc mașinile pe unde vor și pe unde nu vor. Chiar este așa? Da! Chiar o colegă de-a dumneavoastră ce păi ne spune să traversăm pe la trecere. Ia uitați, pe trecerea asta sunt numai mașini oprite. Să ne spune și la părinți că chiar dacă ei sunt maturi, au permisele de conducere, trebuie să respecte normele rutiere.